Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică se numește Guvernele PNL pun Moldova pe drumul cel bun. Veștile bune continuă, pentru noi toți, dar mai ales pentru locuitorii din provincia istorică a Moldovei. Lăsată de guvernările anterioare succesive într-o stare de relativă neglijare, Moldova prinde viață din nou în cadrul guvernelor girate de Partidul Național Liberal, datorită Planului Național de Redresare și Reziliență. Aceasta deoarece marți 26 septembrie am adoptat în plenul Camerei Deputaților proiectul de lege pentru aprobarea contractului de finanțare Autostrada A7 România, cu finanțare aferentă mecanismului de redresare și reziliență dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 12 iunie 2023 și la Luxemburg la 14 iunie 2023. Ce înseamnă aceasta? Că datorită partenerilor noștri europeni și mai ales seriozității cu care ne-am îndeplinit îndatoririle asumate prin PNRR, vom avea bani pentru construirea autostrăzii ce va lega Ploieștiul de Pașcani, partea sistemului rutier, ce va conecta Bucureștiul de Vama Siret via Suceava. Astfel, nu doar pentru locuitorii din regiunea Moldovei va fi mai ușor să ajungă oriunde doresc, dar și pentru investitori va fi mai ușor să își transporte mărfurile, ceea ce înseamnă că regiunea Moldovei va deveni mai atractivă pentru investiții și, ca urmare, frații noștri plecați în străinătate se vor putea întoarce, întrucât vor găsi locuri de muncă atractive în România. Și mai înseamnă că regiunea Moldovei va fi mai bine conectată la inima României, care bate la București. Este, dacă doriți, nu doar o necesitate, ci un act de dreptate istorică. De la Mica Unire și până în secolul 20, investițiile masive au ocolit Moldova pentru că fiecare guvernare o vedea drept pierdută în cazul unei ofensive rusești. Iar după Revoluție ne-am lovit întotdeauna ori de lipsa de bani, ori de prioritizare diferită a investițiilor. De altfel, chiar un fost președinte a negat, într-una din frecventele sale luări de poziție, oportunitatea construirii unei autostrăzi spre Moldova. În celebrele cuvinte, construind spre Moldova, ne ducem la ruși. Cu o astfel de mentalitate, Moldova a rămas fără autostradă, iar lipsa infrastructurii adecvate s-a simțit enorm. Investițiile majore au ocolit Moldova, iar tinerii Moldovei au fost nevoiți să ia calea pribegiei în speranța unei vieți mai bune, lăsându-și copiii și gospodăria în grija părinților, de multe ori la o vârstă potrivită mai mult pentru odihnă, și localități întregi pustiite. O adevărată dramă de proporții greu de închipuit, de care Moldova a avut parte din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate. Ei bine, noi astăzi nu credem aceasta. Partidul Național Liberal, noi, credem în șansa Moldovei la dezvoltare. Credem într-o Moldovă care nu-și mai caută destinul social și economic peste hotare. Credem într-o Moldovă care se întoarce acasă și de aceea Autostrada Moldova este și va fi una dintre prioritățile noastre. Pentru că numai construind autostrada putem pune Moldova pe drumul cel bun, adică drumul spre dezvoltare și prosperitate, aici acasă. Ne ținem de cuvânt. Aducem românii acasă și punem România pe drumul cel bun. Cătălin Ciofu, deputat PNL de Bacău.